bună tuturor, este Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt ceea ce am cumpărat din târg. Ca să vedeți și voi cam ce se găsește în târgurile astea în Italia. În primul rând, mama și-a cumpărat geaca asta. Nu e din piele, e imitație. A dat pe ea 20 de euro. E mișto că vine cam brat așa pe spate și este blomaren, este. Chiar e drăguță și stă și foarte bine. Am cumpărat chiloți fără număr. Hai să vă arăt așa. O pungă de chiloți. Dacă tot ne dezbrăcăm pe YouTube, hai să vă arătăm și chiloții. Așa. Chiloți normali. Hai să... Niște chiloți de ăștia mai danteluțe, mai perizomici pentru fetele din casa noastră, bunica, mama și fată. În fine, sunt aici astea costă 1 euro, perechea. Am oprit am la pâine, hai să vă arăt pâine, pe care mică, de asta așa. Pasta o mănâncă la 2 zile, 2, mai maxim. Am luat astea. Pentru Rosella, pentru că are niște încălțări, 3 euro costau astea. Sunt de alea de se bagă în pantofi din silicon, și că e mai bune, mai moi, mai... Nu știu, habar n-am dacă o să fie bune, să sperăm că o să fie bune. Să taie și să dă forma numărului respectiv. Apoi, lui fata mea i-am luat pantalonii ăștia. E imitația așa din piele, sunt foarte drăguți, abia aștept să o văd îmbrăcată cu ei. Și mi-am luat și o pereche, dar nu... Uite așa. Ai mei sunt negri și n-are decât dunga laterală neagră. Îmi plac la nebunie și îmi place și cum stă. A, pe ăștia am dat 10 euro bucat. Am mai luat o dată de pantofi, am zis că asta e de aia normală, din carton, așa, nu știu din ce este. Că am zis în cazul în care nu e bună aia, să ai de pasta lată de rezervă. Mi-am cumpărat lenjerie de pat. Asta așa, am dat 20 de euro pe bucată, asta e pe roșu și roz, de la Ginevra Irge. Și portocaliu și roșu, mie îmi place să dau culoare așa, la plapumă, să nu fim prea închis la culoare. Mi-am mai luat o pereche aici, ăștia am dat 8 euro, pantaloni normal, negri, simpli, pe bulane, elasticizați așa ca să ne intre bucile în ei. Apoi mi-am luat o pereche pentru la sală. Negri, simpli, cu scrisul ăsta aici. Și au, dacă știam că era așa drăguț, mai luam o pereche. Bă, ăștia am dat 5 euro. Are un fermoar pe spate aici. Sunt chiar drăguței. Sunt cam transparenți, dar nu e nimic. Băgăm tricou peste și arătăm bine. Mi-am mai luat o perechi pantalonași. Ăștia sunt pe gri. Uitați, sunt cu talia înaltă. Și chiar îmi place cum vin pe mine. Și ultima chestie pe care am luat-o sunt o pereche de încălțăminte. Ca să am așa de zi cu zi. Și sunt așa. Îmi trebuiau cât mai comode, cât mai legere, dar să nu fie nici prea joase, că și așa sunt pitică și... Și atât. A, astea am dat 15 euro. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă înscrieți la canalul meu, să mă urmăriți pe Instagram, Janina Italian Style, și ne vedem la următorul video. Ciao!